Scopul său este ca echipa să câștige, evident, ar spune, dar acest lucru încearcă să le transmită și jucătorilor. Cunoaște cu siguranță din anii petrecuți în Giulești spiritul Rapidului și vrea să le transmită asta și jucătorilor, ajutat, bineînțeles, de jucătorii cu state vechi aici, Ionuț Voicu, Gogi și ceilalți, pentru a le transmite și celorlalți și, și noilor veniți. Mingea acum în posesia oaspeților, să zicem oaspeți, da? A celor de la Universitatea Cluj. Pornesc un atac pe banda dreaptă. Deocamdată este un joc de așteptare în care cele două echipe se tatonează. Posesia este împărțită. Este de așteptat să vedem o astfel de partidă în care jucătorii cu siguranță vor încerca să se protejeze fizic, dar în același timp să le arate antrenorilor că sunt pregătiți pentru restartul Ligii a doua, în care se anunță extrem de strâns. Reamintesc Rapid pe locul 3, Universitatea Cluj pe locul 6, la doar 3 puncte distanță de Rapid. Minge scăpată aici în zăpadă, după cum bine vedeți, de Ionuț Voicu. Cazonul arată bine, este unul sintetic, așa că nu vom avea probleme cu calitatea lui. Reclamă jucătorii noștri, o minge scăpată în afara terenului, dar jocul continuă. Virgil Dreghia, Ivița Zunic, mai departe către Dandea, Lazar, incomodat un pic, dar reușește să se descurce și un fault pentru echipa noastră. E ok așa? Da, da, da. Zunici mai departe către același Lazar. Antonio Sefer din nou cu Lazar. Dandea se cere grăbirea ritmului de pe banca Rapidului. Minge în banda dreaptă, o pasă din prima dată de Ionuț Voicu și vom repune prin același Ionuț Voicu. Ionuț Voicu încearcă către Sefer, dar mingea este din nou recuperată de Universitatea Cluj, nu pentru mult timp. Dandea greșește însă serviciul către Sefer și poate fi un contraatac pentru Universitatea Cluj. Minge în adâncime. Centrare nereușită și din nou Rapid în posesie cu Drăghiceanu. Nevoit însă să întoarcă. Vine Drăghiceanu și mingea către Clistei nu este ajunsă însă de fotbalistul nostru, care scapă mingea în afara terenului. Bogdan Barbu a fost cel care încerca să-i trimită mingea lui Clistei, unul dintre jucătorii veniți în această iarnă la Rapid. Acolo. O lovitură liberă care poate fi periculoasă în acest moment. Aproximativ 25-30 de metri
de poarta apărată astăzi de Cosmin Vâtcă. Ar putea să fie un șut direct spre poartă, Alexandru Ioniță. Pare să execute, da, Alexandru Ioniță trage bine, dar Cosmin Vâtcă prinde această minge și putem nota un prim șut pe poartă. A? În dreptul echipei noastre. Păi, n-am avut o formă, e zis că rămân acolo. Puneți voi cu veteranul echipei noastre, aflat în tricoul Rapidului încă din Liga 4, la fel ca și Lucian Goge, cel care a jucat în meciurile precedente, amicale, tot pe această poziție de fundaș dreapta. Goge e un adevărat utility player, așa cum l-ar numi britanicii. Rămânem în posesie cu Lazar, Voicu, care întoarce la Dandea. Din nou Lazar, un pressing bun al celor de la Universitatea Cluj. Dandea însă se descurcă și deschide jocul. Mulți Voicu, observăm că marea majoritate a atacurilor de până în acest moment au fost încercate pe partea dreaptă, acolo unde se află Ionuț Voicu, o minge pierdută însă de băieții noștri și un atac al Universității Cluj dus în banda dreaptă, acolo unde Carareș Lazar comite un foul. Jucător de la Universitatea Cluj are ceva probleme cu echipamentul. Cu siguranță că nu-i face bine să-și dea jos tricoul pe vremea aceasta. Un singur grad la această oră în București și temperatura resimțită este cu câteva grade bune sub 0 grade. S-au rezolvat problemele și urmează această fază fixă. O minge ce va fi aruncată în careu. Spingem bine de acolo. Dandea a apărut să fie fotbalistul care a respins mingea în corner pentru o nouă fază fixă la poarta apărată de Virgil Drăghia. Avem acolo doi fundași masivi care pot să țină bine controlul careului. Mingea însă este lovită periculos spre poarta lui Virgil Drăghia, dar din fericire pentru noi trece balonul peste poartă și scorul rămâne 0-0. Spuneam că avem doi adevărați stâlpi de control în centrul defensivei. O greșeală aici a lui Dandea și din fericire pentru noi o ratare uriașă. Uriașă a lui Dan Golan. Izraelianul nu a reușit să profite de pasa greșită a lui Dandea. Sunt momente de neconcentrare pe care cu siguranță că Nicolae Grigore va încerca să le remedieze la restartul Ligii a doua. Această perioadă e importantă, forma fizică și modul în care se prezintă jucătorii, bineînțeles, rezultatele, chiar dacă nu sunt importante, pot da moral, pot da încredere jucătorilor. Un atac al Universității Cluj și o minge respinsă cu siguranță de această dată. Trebuie
un offside care s-a aflat jucătorul Universității Cluj. Universitatea Cluj care se pregătește de meci în optimile cupei României, acolo unde vor întâlni UTA. Echipa de la care a ajuns în această iarnă portarul Horațiu Moldovan la Rapid. Nou atac al Universității Cluj. Este bine ca Florică și respinge mingea în corner. Al treilea corner al Ardelenilor în această partidă. Un nou moment fix în care băieții noștri trebuie să fie atenți. Cade periculos mingea în careu, dar arbitrul Florin Negru fluieră un fault în atac. Fixe sunt importante. Nu puține au fost momentele în tur când apărarea noastră a avut câteva momente mai puțin reușite și cu siguranță în această perioadă Nicolae Grigore pune accent pe acest aspect. Întoarce mingea, iar Areș Lazar către Virgil Drăghia. Mișcare multă în teren. Până în acest moment, un singur șut pe poartă pentru echipa noastră din lovitură liberă. Șutul i-a aparținut lui Alexandru Ioniță. Revenit și el de la... Revenit la Rapid după o perioadă lungă de la UTA în această iarnă. Jucător important în sezonul trecut pentru Arădeni. Sperăm că va deveni un jucător important pentru Rapid în acest sezon și ne va readuce aminte perioada sa de glorie. Perioada sa de glorie din tricoul alb și neu ne putem aduce aminte cu mare bucurie și cu siguranță toți rapidiștii o fac. Când spui Alexandru Ioniță, mintea îți fuge direct în 2010 la acel Rapid Steaua 5-1 de pe Ghencea. Unul din marile meciuri din istoria Rapidului și nu cred că exagerez când spun poate unul din cele mai bune meciuri ale lui Alexandru Ioniță, meci care avea să-l propulseze direct în Bundesliga la acea vreme la FC Köln pentru o sumă impresionantă, 2,5 milioane de euro plăteau atunci nemții. Minge în adâncime către golan care e curajos, încercat un șut pretențios din prima și mingea s-a dus peste poartă. Bogdan Barbu către Lazar. Din nou Barbu către Marian Drăghiceanu. De carul Rapidului către Luca Florică. Lazar, despre care parcă prea puțin s-a amintit că a trecut la un moment dat la Tottenham Hotspur. Atacă în banda stângă. Foarte bine, foarte bine Antonio Sefer face faza defensivă și poate fi un contraatac interesant. Din nou Antonio Sefer către Alex Ioniță. Alex Ioniță deposedat, mingea rămâne totuși în posesia noastră, Antonio Sefer. Este însă deposedat de către Spurlea. Este un atac periculos al echipei noastre. Putem rămâne însă cel puțin la fel de periculos cu această fază fixă la care urcă în careu și... Vrei mai strâns atât? Danda și Iulis Iunici. Vrei mai strâns de atât? Bogdan Barbu va fi cel care va executa acest corner.
prea puternic însă și mingea iese în afara terenului. Pentru noi vor mai urma încă două meciuri amicale în acest cantonament. Adversarii încă nu au fost încă stabiliți. Dar imediat cum vor fi organizate cele două meciuri, veți fi anunțați, evident, pe pagina de Facebook și, la fel de evident, meciurile vor fi transmise live tot aici pe Facebook, special pentru programul de subscriber. În atac al Universității Cluj, se bâlbâie un pic Luca Florică și pierde mingea. Centrare în careu, Zunice, calm, și plecăm pe contraatac, Drăghiceanu, caută sprijin în banda stângă, dar până la urmă faultează. Încercat să-l lanseze pe Hinstei. A fost însă imediat luat în primire de unul din fotbaliștii Universității Cluj. Atacă Universitatea Cluj cu o minge lungă, respinsă simplu de Univocu, însă mingea rămâne la Universitatea Cluj, care iată încearcă aceste mingi peste linia noastră de mijloc, direct pe fundașii central. Zunic este însă din nou atent și respinge. Ne amintim că în meciul direct din sezonul regulat de Liga a doua, Rapid a învins Universitatea Cluj cu 1-0. Rare și lie marca atunci singurul gol reușit de tânărul jucător, reușită frumoasă, care ne aducea atunci cele 3 puncte dintr-un meci restanță la acea vreme. Era tot atunci cea de-a doua victorie pe banca antrenorului interimar Mihai Iosif. Antonio Sefer face foarte bine faza defensivă până în acest moment, coboară mult pentru a ajuta la recuperare. În fapt, comis până la urmă de Minus Voicu și o nouă fază fixă. Am pierdut numărul lovitorilor libere de preajma careului pe care le-a avut Universitatea Cluj, dar iată, a fi din nou minge aruncată în careul lui Virgil Drăghia. Respinsă pe spate, atenție, în careu, foarte bine, foarte bine Hristei. Eliberează pericolul. Luca Florica însă pierde balonul, minge trimisă în careu și Zunici, respins cu siguranță, pericolul nu este îndepărtat și un șut peste poarta Virgil Drăghia. Cel puțin deocamdată Universitatea Cluj nu găsește poarta. Șuturi expediate spre poarta lui Drăghia numeresc ținta și scorul rămâne 0-0. Scurt către Dandea, mai departe către Lazar, ca Florică. Încearcă pentru Alex Ioniță. Dan Barbu nu a reușit să controleze balonul pe care l-a trimis direct în aut. Și Universitatea Cluj a atacat cu o minge lungă. Dandea a trimis simplu cu capul către Virgil Drăghia. Zunici, fundaș înalt care, iată, nu se teme să urce cu mingea la picior și pasează liniștit, o minge către Alex Ioniță, iese repede, văd că din poartă și trimite mingea în afara terenului. Zunici!
Știu ca Florica că un fotbalist interesant, trecut prin Franța, pe la Amiens, unde nu a reușit să se impună, deși francezii au plătit o sumă impresionantă, ar spune, pentru el, 250.000 de euro, venit în această iarnă de la FC Hermannstadt. Putea să fie o soluție pentru banda stângă a defensivei noastre. Bine, bine, foarte bine, Dan de atent, liniștit, relaxat. Mite mingea în corner. Putea fi un moment extrem de periculos pentru poarta noastră. Vedem pe margine și pe Florin Manea, un apropiat al Rapidului. Mingea a trimis la prima bară, respinsă tot în corner de Alexandru Ioniță. Florin Manea, care ne arată că știe și cu mingea. Mingea respinsă, periculos, Virgil Drăghia, spectaculos, spectaculos, salvează această minge și scorul rămâne 0-0 pentru noi. Rămâne însă pericol pentru că va fi un nou corner, al treilea la rând. Multe, multe faze fixe la porta lui Drăghia în această primă repriză, care, iată, e concentrat. Tot Virgil Drăghia respinge foarte bine și putem pleca pe contraatac. Minge lungă către Drăghiceanu, Drăghiceanu la 1, își bagă adversarul în careu, se împiedică însă, din păcate. Se împiedică și pierdem șansa unei ocazii periculoase. Și Universitatea Cluj încearcă să plece repede pe contraatac. S-au repliat foarte bine însă băieții noștri și este doar un atac pozițional pentru Universitatea Cluj. Bine, aici Lazar se precipită însă și pierde rapid mingea. Parcă până în acest moment Universitatea Cluj a avut un pic mai mult mingea. Au fost și periculoși în câteva rânduri. Puțin mai devreme, doar intervenția lui Virgil Drăghia a făcut ca scorul să rămână 0-0. Sergian Luchin, fundaș cu experiență, capitanul Universității Cluj, unul din jucătorii importanți de la adversarii noștri de astăzi. Insistă Universitatea Cluj pe aceste atacuri pe banda stângă, acolo unde se află Luca Florică, și probabil o centrare încercată aici, dar mingea trimisă defectuos își cere scuze jucătorul Universității Cluj. Barbu către Florică, din nou Barbu, Lazar. Același Barbu, Lazar greșește serviciul. Foarte bine Zunic, foarte sus a stat fundașul la această fază și a recuperat foarte ușor mingea. Ionuț Voicu către Lazar. Zunic, fundaș care dă încredere. Și asta este foarte bine. Fundaș care, iată că s-a integrat foarte rapid în echipa noastră și ar putea fi un pilon, o piesă de bază în meciurile ce vor urma.
Liga a doua. Se anunță o perioadă foarte complicată. Primul meci de la reluarea Ligii a doua va fi împotriva Ripensii Timișoara. Ionuț Voicu în interior către Grădicianu, care a încercat către Bogdan Barbu. Mingea este recuperată de Universitatea Cluj cu un serviciu greșit și intrăm din nou în posesie. Multe mingi trec pe la Bogdan Barbu, care îi trimite lui Ionuț Voicu mai departe către Antonio Sefer, care nu reușește să se controleze mingea și o scapă în afara terenului. Presim bun făcut de Drăghiceanu. Aleargă foarte mult mijlocașul nostru. Un fotbalist tehnic, dar care are și un travaliu foarte bun. Extrem de devotată de fiecare dată când a intrat pe teren, fie ca titular, fie ca rezervă. Minge lungă lui Luchin. Se descurcă bine Florica și este faultat. Florica, 18 ani, a mai jucat la Rapid, la juniori. E obișnuit așadar cu tricoul Vișiniu. Repune Universitatea Cluj de la margine. Atent Hlistei. Și o nouă repunere de la marginea terenului pentru ardeleni. Hlistei, golgheterul Rapidului în Liga a doua. Ce mai rău? 14 meciuri. A fost prezent în toate partidele și a reușit 7 goluri. 26 de ani are Cătălin Hlistei, venit la Rapid de la UTA Arad. O nouă lovitură liberă pentru Universitatea Cluj. Fluierat în fault arbitrul. Este o fază periculoasă, din nou la poarta lui Virgil Drăghia. Alex Uniță a coborât, a trimis bine către Drăghiceanu și acum o minge în adâncime pentru Uniță. N-a reușit însă să intre în posesie. Care bine Zunici protejează balonul care ajunge la Dandea și mai departe la Virgil Drăghia. O minge lungă, respinsă de ardeleni, dar iată că rămâne în posesie. Rareș Lazar se descurcă, Drăghiceanu, Barbu, Stei. Cercat mai departe către Barbu. Rămânem în pressing sus. Încearcă băieții lui Nicolae Grigore să le pună probleme pe construcție celor de la Universitatea Cluj, care pressing în care a dat roade până în acest moment. Ardelenii au construit îndeosebi cu mingi lungi. Iată, nu reușesc ardelenii să construiască și acesta este meritul fotbaliștilor noștri. Minge lungă, respinge Florica. Și
și un fault văzut aici de arbitru. Începem din nou construcția cu fundașul central. Dan de a cere ajutor, îi primește de la Bogdan Barbu, Zunic, pus un pic în dificultate, din nou Dan, se descurcă bine, Ionuț Voicu în spate la Virgil Drăghia. Și Universitatea Cluj stă sus în teren și ne împiedică. Avem o sesie prelungită, să reușim să ducem mingea către careul porții apărate de Jutcă, care intră acum în posesie. Vă reamintesc, singurul șut pe poartă al Rapidului din această repriză de până acum a fost expediat de Alexandru Ioniță din lovitură liberă. De cealaltă parte, Universitatea Cluj a fost periculoasă la fazele fixe. Virgil Drăghia a fost însă la post și intervențiile lui foarte bune au făcut ca scorul să rămână în continuare 0-0. Foarte bine. Stau acolo Ionuț Voicu și Drăghiceanu, ajutat și de Antonio Sefer, și reușesc să deposedeze pe Ardelen. Aruncă lung Ionuț Voicu către Alex Ioniță. Bogdan Barbu mai departe la Luca Florică. În centru la Drăghiceanu, care încearcă pentru Alex Ioniță. Mingea a ajuns până la urmă la Ionuț Voicu, în care a fost faultat. Bogdan Barbu este cel care execută această fază fixă. E fotbalistul responsabil în această repriză cu executarea cornerilor și a loviturilor libere. Centrează bine, în care mingea cade periculos până la urmă. Este reținută de Vâdcă, care repune repede. Atac în flancul drept al Universității Cluj. Luca Florică tatonează. Respinge Antonio Sefer din centrul careului și va fi out pentru Universitatea Cluj. Un atac periculos al Universității Cluj și mingea până la urmă se duce peste poartă. Mică neatenție a băieților noștri, scăpăm cu fața curată și de această dată. Nemulțumit Virgil Drăghia de cu echipierii săi. Le cere mai multă atenție, pentru că urmează un nou corner pentru Universitatea Cluj. Minge trimisă periculos, respinge Ivița Zunic, impresionantă statura fundașului bosniac. Vorbea Ivița Zunic la venirea la Rapid despre faptul că este mândru că a ajuns aici, că a auzit foarte multe lucruri frumoase despre echipă și mai ales despre suporteri. Cu siguranță va fi impresionat în momentul în care suporterii vor putea reveni în tribună.
va simți atunci pe pielea lui ce înseamnă atmosfera făcută de suporterii Rapidului. Mingem bada dreaptă la Ionuț Voicu, în centru la Lazar, Drăghiceanu controlează bine mingea, intră în careu, cercat să trimită către Alex Ioniță și va fi corner pentru Rapid. Corner executat din nou de Barbu. Cer scuze, Antonio Sefer a executat de această dată faza fixă, mingea respinsă. Coboară bine Alex Ioniță. Foarte, foarte bine tatonează și blochează un eventual contraatac al Universității Cluj. Bun. 0-0 în continuare aici pe stadionul Coresi, în meciul dintre Universitatea Cluj și Rapid. Deleni încearcă să trimită mingea în careu, blochează Luca Florica. Luca Florica încercată în această primă repriză de multele atacuri duse în banda sa de Ardeleni. Blochează din nou fundașul stânga al Rapidului. Și este recuperată din zăpadă de Ardeleni pentru repunere. Foarte bine Florica respinge mingea pentru un nou corner și o nouă fază fixă la Universității Cluj. E un prilej bun pentru fotbaliștii antrenați de Nicolae Grigore de a antrena aceste faze fixe împotriva unei rivale la promovare în acest sezon. Foarte probabil ne vom întâlni cu ei și în play-off. Mingea în careu, reluare, dar doar în lateral. Golan, patronat bine de Sefer, este nevoit să trimite în spate. Oh, cât pe ce Alex Ioniță să recupereze acea minge pentru un atac periculos. Este însă un atac periculos al Universității Cluj. Și foarte bine blochează Dandea acel șut și până la urmă este out de poartă. Zunici caută un coechipier și îl găsește pe Lazar, care îi întoarce mingea. Acela Zunici combină cu Dandea. Mai departe la Barbu. Încearcă să-i trimită lui Ionuț Voicu, dar Golan a blocat pentru un moment balonul, care ajunge până la urmă din nou în posesia noastră pentru o nouă încercare de atac. Barbu către Hilistei, mai departe către Sefer, mingea se scurge agonizant prin fața porții. Cât pe ce ca Antonio Sefer să deschidă scorul. N-a părut să fie inițial un șut foarte periculos, dar care, iată, putea duce până la urmă la deschiderea scorului. N-a fost însă să fie de această dată, așa că scorul rămâne 0-0. Bun travaliu pentru Sefer în această primă repriză, a făcut și faza defensivă și iată că îl vedem și la finalizare. Drăghiceanu, mai departe către Barbu, care încerca să-i trimite mingea înapoi, greșit însă, iese bine Dandea din apărare. Se duc lupte apuge pentru balon, lupte câștigate până la urmă de rapidiști. Este el din prima,
cred că a fost un hands arbitrul acolo. Nu? Nu e minge de arbitru. Știți bine, dacă arbitrul încurcă jocul, atunci se va acorda minge de arbitru nedisputată. Cătălin Hristei. E greu, e greu printre trei apărători ai Universității Cluj. Foarte bine Lazar, o contra puternică și minge în adâncime, un pic, însă un pic ratare pentru Drăghiceanu. Foarte bună însă recuperarea. Bună și intenția. Un pic mai încet, dacă trimitea acea minge, putea fi un atac periculos. Atacă acum Universitatea Cluj. Florică stă bine în picioare, pare că a început să-l citească din ce în ce mai bine pe adversarul său și mingile nu mai ajung în careu de pe partea sa. Va fi însă un non-corner. Ne apropiem încet, dar sigur, de pauză. 0-0 în continuare. Mingea trimisă la prima bară, respinsă cu ușurință. Rămâne Universitatea Cluj în posesie. Minge trimisă în careu, respinsă. Un șut blocat de Sefer. Și fluierul de final al primei reprize. 0-0 aici pe stadionul Coresi. După o primă repriză disputată cu ocazii de ambele părți. Alexandru Ioniță, jucătorul care a reușit singurul șut pe poartă al echipei noastre și okay. Mai notat ocazie importantă al lui Antonio Sefer pe finalul reprizei. De partea cealaltă, Universitatea Cluj, periculoasă la fazele fixe, dar Virgil Drăghia e în formă și, cum vă spuneam, 0-0 după 45 de minute revenim. Ia. Ai oprit? Da. Așa că așa. Doamne, Dumnezeule, câte frici! Ok. O să rămân ciudat. Vedem că nu la final. Eu îi deschis la șita. Fac și un pic de cameră. Doar vorbim din frică, acoperă cameră. Vorbim camerele în genți. Adică le tot facem că le facem la platou. Dacă mi-a dus să lixată. Daniel, dacă trebuie să mașină, să mergem toate întregi. Tablurile vizumatorul ăla, toate vizumatorul ăla, toate vizumatorul ăla, toate frig. Extraordinar de frig, mai ales când stai aici și ești concentrat așa, nu ți-ai seama. Cât timp am fost atent pe ideea asta? E complicat, câte vreme din asta. Foarte complicat. Mai ales că nici nu se vede mare lucru. Da, știu. Nu așteptam să fim așa de echipație. De când am mai venit la meciuri, de câte un an și ceva. Da, n-am mai văzut nicio pe viu de foarte mult. Nu am văzut la meci Crește. Atunci n-am mai văzut. Știu că când am mai fost pe la amicale și când asta de Liga 4, Liga 3. Se schimbă lucrurile. Le-a treia camerele la asta. Asta trebuie doar camerea aia mică, așa un chestie. Nu, 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 sunt mai multe. Ce? Da, da. Mă uit, o să mă orientez, da. Hai că până acum e ok. Foarte frig. Bravo, tot frig. Foarte, foarte, foarte frig. Cum e ce planul? Rămân, n-am niciun plan. Continuăm. Vezi că îți dai un pic eu, undeva? Da. Vezi portul? Da. Trebuie rămâne Drăghia. Ghici? Vezi că trecem Moldovan în poartă. Hai că la portarul nu a venit problemă.
La stânga. Am o cască ceva? Sau unde? Da. Dreapta, stânga. Da, dacă ai o cască... Ai, am aici ceva? Mircea, nu, la telefon. Da. Am o cască la telefon, da. Bagă telefonul și te zic. Ignat, Cristian Ignat, vrei să spui tot numele? Bagă telefonul și te zic. Zim că... Cristian Ignat. Îi mai amenotat după mă mai uit. Așa facem? Da, 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 am date despre asta, liniștit. Doar zi-mi... Pe telefonul tău ceva. Anestis, Nastos. Așa Nastos. Facem. Te sun pe telefon și... Și Goge. Că l-am văzut. Cine mai stă la cam? Acolo este Virgil și Daniel este vrei, vrei să spui și pe el? Pe cine? Da, că acum am părut că am scat 4-2-3 ani, dar n-am vrut să-mi dau seama. Păi și cum să-l pe WhatsApp? Nu? N-am vrut să zic că poate zic de prostie, dar așa au părut. Și zi și numărul să vină. Rale și vii. Da, nu poate. Ai lentizator, da? Da, știu. Alex, ai... 0747? Daniel! Daniel! Ai cască! 007. Vile. 007, da? Pune și tu Adrian Bălana, mai intră. Bălana în față. Ce mai vezi? Simt că Manu, mai este eu după. Asta e în atac. Daniele? Da. Ia să te văd cum tine. Cam ăștia sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1. Adică trans ce? Cu zoom. Ursul. Vrei și așa? Da. Cine e băiatul care îl fără într-o picioară? Dar mă pricep un pic de tot. Ignat, cred că e, nu? Lasă, vrei să dau numărul Daniel celălalt, da? Dacă vrei... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dacă vrei să primezi eu, dăm într-o cameră. Finică. Bine, nu. Finică stă. Da, deci Gorgiu, cred că joacă mijloc. E ok. Nu? Da. Ce fac de fundă? Hai, Virgi, mai dă-și de-a dincolo, hai! Cine stă la camera? Da, numărul ăsta. Cine că parcă și ele Moldovean, nu? Da. Chiar de la... Ești chiar de la de peste put. Da, 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 știu cum am uitat la seară. Da, 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 numărul și ăla lui Daniel. O, Moldova! Pe WhatsApp. Am, ți l-am dat? Și în poartă e Moldovean. Gata, ți l-am dat. Nu știu cum s-a auzit repede, că a fost super frig. Zoom-ul de unde se dă? Cu manșa aia, de dreapta. Da, eu bag cap aici. Da? Bagă-l ca să nu te... Bagă-l ca să nu te... Da. Numerul de la cameră. Da, pe aici. Așa că trebuie să zile. Ai văzut pe... Nu răspunde, Daniel. Ce faci tu la el? Am găsit zoom. Ha? Am găsit zoom. Da. Răspuns, Daniel? Da. Așa. Hai să începem. Ia, începem. Stau, nu zici tu. Vai de picioarele mele. Daniel, dă-i pană în sus. Nu vreau să văd aici cum se joacă cu partea. Așa trebuie să fie față. Și mai adun, mai stângem. Hai că trebuie să fie mai bine. 3, 2, am revenit pe stadionul din Coresi pentru repriza a doua partidei. De așteptat, era de așteptat ca meciul să aibă parte de o pauză de 15 minute, dat fiind condițiile, dar și că cei doi antrenori au schimbat cele două garnituri complet.
Am văzut aici o primă ocazie a Rapidului. La finalizare a fost nou venitul Ursu. Așadar, Nicolae Grigore trimite următorul nou 11 în teren față de prima repriză. În poartă se află Moldovan, venit de la UTA Arad în această iarnă. Mai departe în teren se află Mircea Leasă, Cristi Ignat, Nastos și Finică. La mijloc îi vom avea pe Goge, Pănoiu, Zimia, Rare și Lie și Octavian Ursu. Când să strâng, când să lărgesc, iar când în atac, mă duc, de exemplu, acum când Emigia o degajează, unde mă duc? Mă duc Manuel pe centru? Ernest, una din noile achiziții, da, din campania de iarnă. Un atacant interesant, venit din Liga a treia de la Roșior. Minge greșită de băieții noștri, dar recuperată rapid. Rămâne pressing, păi Ardeleni. Trimit mingea în careu. Nu și-a pus camera să vorbim pe partea cealaltă a terenului, blocat foarte, blocat foarte bine balonul și posibilitatea de contraatac. Se luptă Bălan pentru recuperarea balonului, insistă atacantul nostru. Atacă în banda stângă și minge, hai că am care înțeles, îl lovește în spate. Tot timpul mingea, da. Prinde lărgesc balonul foarte bine Horațiu Moldovan. Portar venit, vă spuneam, în această iarnă la Rapid de la UTA Arad, acolo unde a apărat butul în sezonul trecut de Liga a doua, dar și la începutul campionatului de Liga a întâi. Și-a făcut generatul la CFR Cluj, a mai trecut pe la Hermannstadt, viitorul după Andrei Turgujuri, Pense și Sepsi. Un detaliu interesant despre el este că a mărturisit că prima lui dragoste n-a fost fotbalul, ci kartingul. Și că îl admiră pe Keylor Navas. Spune că îi place să se compare cu el. Fără să exagereze cu siguranță, dar încearcă să fure meserie, așa cum se spune despre postul de portar de la fostul goalkeeper de la Real Madrid. Minge în adâncime pentru Adi Bălan. Minge în adâncime pentru Adi Bălan, care nu a fost însă ajunsă. Virgil, cum e? Nu. V-am rămas dator cu 11-le trimis în repriza a doua de Costel Enache pentru Universitatea Cluj. Îl voi spune la finalul acestui atac al Ardelenilor. O minge periculoasă în care balonul trece însă pe lângă poartă și scorul rămâne în continuare 0-0. Așadar, jucătorii aflați în teren în această repriză a doua pentru Universitatea Cluj sunt Muțiu, Răuță, Filip, Curvulescu, Pop, Gabi Tamaș, Rus, Ilieș, Ștefănescu, Negrean și Morară. Minge trimisă în careu, nu se afla însă niciunul din jucătorii noștri. Sare bine Ernest, rămânem în posesie. Ursu a încercat pentru același Ernest. Roge se luptă pentru balon. Mingea iese până la urmă în afara terenului și va repune Finică de la margine.
fotbal este originar din Republica Moldova, din Chișinău. Trecut la un moment dat și pe la AC Torino. Veți găsi pe contul nostru de YouTube un interviu interesant cu el. Îl recomand să-l vedeți. Bun, atunci afla detalii stau eu cum? Interesante despre pe... cum a ajuns la Rapid. Mingea rămâne în posesia noastră cu același finică. Le trimite în care, ocazie periculoasă și este 1-0 pentru Rapid. Foarte bună repunerea lui Finică. Și Octavian Ursu, dacă am văzut bine, este cel care deschide scorul în acest start de repriză secundă. Da, da, te auzi. Foarte repede s-a mișcat Finică, am văzut exact foarte bine spațiul. Și la fel de bine s-a descurcat Ursu, care a trimis frumos mingea în poartă, în poarta apărată de Mițiu. Atac al Universității Cluj. Un șut de la distanță, mingea lovește vara transversală. Foarte rapidă replica ardelenilor. Părea pe minge Horațiu Moldovan, salvat însă până la urmă de bara transversală și scorul rămâne 1-0. Același pressing sus al ardelenilor, o fază periculoasă în care cade acolo jucătorul Universității în care el se uită lung la arbitru, care lasă însă jocul să continue. Rare și vie. Spuneam despre Rare și vie că a marcat singurul gol al acestui sezon pentru el la Rapid, chiar împotriva Universității Cluj. Un gol frumos atunci, care și mai important a adus 3 puncte foarte, foarte importante în lupta pentru accederea în play-off mai întâi și mai departe în lupta pentru promovare. Mai ales că, dat fiind faptul că în acest moment Rapid și Universitatea Cluj sunt despărțite de 3 puncte. Iată cât de important a fost golul reușit atunci de Ilie. Jocul întrerupt. Se resimt cei doi jucători. Manuel Ernest, vă spuneam, noua achiziție pentru atacul Rapidului, venit la margine pentru câteva noi indicații. Venit la roșiori de VD Sporting, roșiori. Acolo unde a reușit să marcheze 4 goluri în cele 4 partide. A fost achiziția cu numărul 2 pentru Rapid în această iarnă, după Bogdan Barbu, jucător pe care l-am văzut în prima repriză, venit de la Universitatea Cluj, adversara noastră de astăzi. Nervos Costelenache pe marginea terenului țipă la jucătorii săi, nemulțumit de
de modul în care comunică aceștia și de modul în care se organizează în teren. Antrenorul nostru, Nicolae Grigore, ceva mai calm, are și scorul de partea sa în acest moment. Îi reamintesc 1-0, după golul marcat de Ursu. Cu un asist direct din out de la Afinică, cel care se pregătește să răpună acum mingea de la marginea terenului, care și de elegant cu capul. Foarte bine și Finică protejează mingea și este faultat. Doi jucători tineri care, iată, colaborează foarte bine. Și reușesc să păstreze mingea în posesia noastră. Cu Nastos, fundașul grec, care se pregătește să repună mingea în joc. Câteva momente de calm, după un început bun de repriză pentru Rapid. Prima repriză, vă reamintesc, un șut expediat pe poartă de Alexandru Ioniță din lovitură liberă și încă o ocazie periculoasă în dreptul lui Antonio Sefer. La poarta noastră au fost de asemenea câteva ocazii blocate de Virgil Drăghia, aflat într-o formă foarte bună în această repriză a doua. Horatiu Moldovan a fost și el încercat, salvat din fericire de bara transversală. Pornim un nou atac cu fundașii centrali. Încercăm să ținem mai mult de minge. Un joc de posesie contestat însă de Universitatea Cluj, care a reușit să intre în posesie. Destul de multe faulturi la mijlocul terenului. N-am putea spune că e un joc foarte cursiv, foarte spectaculos, dar e de înțeles pentru această perioadă în care antrenorii pun foarte mult accent pe modul în care se prezintă fizic jucătorii. Vă spuneam și în prima repriză, Nicolae Grigore a insistat pe faptul că rezultatele nu sunt importante în această perioadă și că vrea să-i vadă pe toți fotbaliștii la joc. Drept dovadă, în toate partidele amicale a schimbat echipa la pauză. Spunea că vrea să le dea câte 45 de minute tuturor jucătorilor pentru ca fiecare să aibă minute în picioare. Minge în careu respinsă foarte bine de Ignat Adibolan. Întoarce mingea și un nou fault. Și un cartonaș galben, cred că e primul pe care îl arată arbitrul în această partidă. Până noi a fost cel care a fost faultat. Care intra Luca. A intrat Luca Florică la Rapid. O schimbare în echipa noastră, cauzată foarte probabil de o accidentare. Finică în spate la Horatiu Moldovan pentru siguranță. Nastos, pus sub presiune, întoarce la Moldovan, care pentru mai multă siguranță degajează mingea direct către Nadi Bolan. Foarte bună intervenția lui
Emanuel Ernest, care iată coboară foarte mult în sprijinul defensivei. Atac pozițional al Universității Cluj. Ernest alunecă un șut la firul ierbii și slab. Nu poate pune probleme lui Horațiu Moldovan. Vedeți pe Luca Florică, intrat în această repriză secundă. În locul lui Mircea Leasă, accidentat ceva mai devreme, fundașul dreapta a fost nevoit să părăsească terenul. Dar acum, fundaș dreapta, ne vedem pe Petre Goge. Spunea și în prima repriză, un adevărat utility player pentru Rapid. A jucat probabil pe toate posturile, mai puțin în poartă, dar cine știe, la nevoie, să sperăm că nu va fi. Nu cred că va ezita să intre și între buturi. Finică are spațiu, urcă cu mingea la picior, caută un echipier, dar aproape pe Florică. Întoarce mingea Finică, din nou e la balon. Cere Nastos și primește. Atac pozițional, Ignat mai departe către Goge. Care și Ghie, pe sub presiune, se descurcă însă. Același pressing sus al Universității Cluj, pe care l-am văzut și în prima repriză. Se descurcă bine băieții noștri. Pierdem până la urmă mingea. A ieșit bine în întâmpinare acolo Goge, dar n-a reușit să blocheze balonul. Lăsată partea dreaptă liberă, de acolo de unde pleacă această centrare. Mingea este blocată și poate fi un contraatac interesant. Ribelan se pripește puțin și pierde mingea, recuperată însă rapid. Mingea în stânga la Florică. Mai departe în stânga la Pănoiu, care calmează în acest atac. Cercat 1-2, Ernest, de jucat însă de apărarea ardelenilor. Mult calm în jocul echipei noastre. Pasează mingea, încearcă să găsească breșe în apărarea Universității Cluj. Iată aici o minge trimisă de Bălan în fața porții. Și o ocazie importantă. O nouă ocazie importantă în această repriză secundă. Acoperim bine în acel flanc. Și mingea iese până la urmă în afara terenului. Stau bine defensiv jucătorii lui Nicolae Grigore. Reușesc să le dea spații celor de la Universitatea Cluj, care, iată, încearcă cu aceste mingi trimise în care acolo unde Ignat și Nastos până acum au fost atenți și au reușit să îndepărteze pericolul. Pe noi, înapoi către Goge. Ignat către Moldovan. Goge, Ernest. Poate fi un atac periculos, o minge în banda dreaptă la Adi Bălan. Centrare în care au respinsă greșit. Să vedem, un șut blocat. Un șut blocat, reclamă în hands. Ursul, cred că era fotbalistul care a șutat la poartă.
și care a cerut un hands în care dar arbitrul a considerat că mingea l-a lovit în corp pe fundașul ardelenilor și jocul continuă. Bună însă tranziția de la faza precedentă cu puțin mai multă atenție, poate și puțin noroc, putea să fie 2-0. Asta o să pasă în profunzime pentru Bălan, semnalizat însă în offside. Bravo, Fane! Bravo, Ciu! Adi Bălan, 7 meciuri la Rapid de la venirea sa și gol marcat. Un atacant cu experiență, meciuri în Liga 1, care în acest final de sezon regulat va avea concurență în atac. Alex Ioniță și Emanuel Ernest sunt alte două nume din atacul Rapidului. Un atac al Universității Cluj, încheiat până la urmă cu minge intrată în posesia apărătorilor noștri. Ignat Calm, trimisă mingea la Ursul, care a pierdut-o și care iată, recuperează rapid. Emanuel, tatonat, pierde balonul. Moment în care ambele echipe încearcă să intre în posesie, până la urmă mingea rămâne la noi pentru un nou atac. Pe noi a încercat în adâncime pentru Luca Florica. Ilie Nastos, foarte, foarte firulent, își așează cu echipierii. E important pentru un fundaș central să comunice cu echipierii săi, vede jocul bine și își poate așeza mijlocașii, mai ales că este un fundaș cu experiență, venit la Rapid din prima ligă din Grecia, acolo unde a adunat multe meciuri, un campionat puternic, are așadar multă experiență și poate le poate transmite din ea și cu echipierilor săi mai tineri, așa cum sunt Ponoiu sau Rare și Lie. O lovitură liberă acum a lui Ursu. E cel care va executa această fază fixă. Mite în careu, mingea este respinsă pe recuperare, a ieșit foarte bun. Blocat însă de apărarea ardelenilor. Important e că rămânem în posesie mai bună decât în prima repriză. Băieții noștri țin mai mult de minge și sunt și mai periculoși la poarta adversă. Pe lângă golul marcat de Ursu, da. Mai notat câteva ocazii, plus faptul că aducem mai mult mingea în preajma porții apărate de Muțiu. Minge lungă acum, care însă nu ajunge la Adi Bălan, care cere mingea în zonă centrală. M-a sunat un nou. L-a făcut semn cu echipierilor săi să-i trimite mingea în zona centrală. Pressing bun și o recuperare rapidă. Doar pentru un moment însă. Mingea trimisă acum pe partea dreaptă. Vine Florica în întâmpinare. Caută ardelenii spații pe care nu le găsesc, foarte bine așezați
fotbaliștii noștri, cum o minge în banda stâncă, trimis în zona centrală, trebuie atenție. Ignat, foarte bine, a pus piciorul și a blocat mingea. Devolan din prima către Emanuel, care nu a reușit să preia mingea și care, iată, faultează în marginea careului pentru o lovitură liberă care se anunță periculoasă. În prima repriză, ardelenii beneficia de multe faulturi, sunt multe lovituri libere din preajma careului, porții apărat atunci de Virgil Drăghia și au și reușit să pună în pericol buturile de câteva ori bune, fără succes, din fericire pentru noi. Sperăm că același va fi deznodământul și la capătul acestei faze. Mai strâng? Mai desfac? Cu toți fotbaliștii noștri aflați în careu. Să vedem dacă va fi un șut direct pe poartă sau o centrare. Direct pe poartă și reține cu siguranță Horațiu Moldovan. Acum ce fac? Strâng? Desfac? Foarte sigur, Moldovanul în această repriză secundă, o singură dată a fost pus cu adevărat în pericol, dar atunci mingea a lovit doar bara transversală a porții sale. A fost atunci replica imediată a ardelenilor pe golul marcat de noi. Calm, fiindcă foarte calm, trimite în spate. De Bălan, foarte bine cu spatele la poartă, protejează și rămâne în posesie. Finică. Și din nou mingea la fundaș și central. Nu se sfiesc fotbaliștii noștri să trimită mingea în spate pentru a putea reconstrui atacul. Ursul Nastos greșește aici pasa. Minge săltată în banda dreaptă. Vine foarte bine Ursul în sprijinul defensivei. Minge trimisă în careu și din nou Moldovan foarte sigur pe centrare. Prinde mingea și trimite direct către Adi Bălan, care faultează. Foarte bun Adi Bălan la jocul cu spatele la poartă, știe foarte bine să protejeze. Face foarte bun jocul de pivot. Acesta e una din calitățile sale. Care s-a văzut încă de la primele sale meciuri în tricoul Rapidului. Întăm acum jocul pe partea stângă la Finică, ajutat de Florică. Presat, dar care s-a descurcat foarte bine. Nastos, foarte bine în adâncime și foarte bine a lăsat Ursul mingea să treacă. Joacă foarte repede. Foarte repede joacă băieții noștri în atac. Nu stau prea mult pe gânduri. Iar jocul Rapid va crea cu siguranță probleme adversarelor. În următoarele meciuri, ceea ce ne și dorim, foarte frumoasă această fază. Florică foarte bine către Rare și Lie mai departe la Finică, care reușește să țină mingea în teren cu un gest tehnic foarte frumos, același Rare și Lie. Tinerii Rapidului se mișcă frumos, pasează un frumos cu noi mai devreme, pasă cu călcâiul către Rare și Lie. Trei fotbaliști sub 20 de ani, trecuți pe la echipa a doua Rapidului și prin Academie. Iată, viitorul chiar are, Rapid chiar are viitor. Dincolo de transferurile
care sperăm noi să fie bune și să se adapteze și să se integreze imediat în echipa noastră. Iată că ne putem baza și pe o serie de tineri cu multă calitate. O minge lungă în careul lui Rațu Moldovan, care nu are nicio problemă în a prelua elegant balonul. Trecut deja în partea a doua reprize de secunde. Scorul rămâne în continuare 1-0. Într-o repriză bună a echipei antrenate de Nicolae Grigore. O repriză în care am avut parcă mai mult posesia. Am deschis mijlocul pe flancuri, am jucat rapid. Minge în centru acum la Arare și Lie. Hermes deviază frumos. Sunt atenți, însă, fotbaliștii ardeleni. Au recuperat mingea și o nouă intervenție a lui Ernest, foarte implicat în joc. N-a avut nici o fază periculoasă la poarta apărată de Muțiu, dar iată, travaliu bun, aleargă mult, urmărește mingea. Tot el recuperează, pune corpul foarte bine și încearcă să-i trimite lui Adi Bălan, deposedat însă atacantul nostru. Foarte bun Ernest în această repriză secundă. L-ați văzut și mai devreme. Recuperarea lui putea duce la o fază periculoasă. Găsesc soluții jucătorii Universității Cluj pentru a pătrunde și pentru a se apropia de poarta lui Horațiu Moldovan. Nastos ieșit aici în întâmpinare faultează. Sunt bune totuși aceste întreruperi și e bine că jucătorii noștri nu le dau timp și spațiu adversarilor. Foarte bine, Florica a venit în ajutorul lui Finică, a recuperat mingea. Se ajută foarte mult cei doi fotbaliști tineri de pe banda stângă. Finică înapoi la Nastos. Direct către Emanuel, care se luptă pentru balon, îl pierde însă și intră serios la minge. Se sfiește fotbalistul liberian să pună piciorul tare la minge. De ani pentru acest Emanuel Ernest. Fizic impresionant și iată travaliu foarte bun. Fază fixă, minge în careu, mică bâlbuială acolo, dar reușim să îndepărtăm pericolul. Ferică este depășit frumos. Dar faza nu s-a continuat periculos pentru apărarea noastră. Minge lungă în careu, iese bine Horațiu Moldovan și faultat, repune mingea în joc. Chiar și așa Horațiu Moldovan reușise să prindem mingea, pierdem periculos aici o minge. Un șut însă de la aproximativ 20 de metri, care nu okay, poate pune niciun pericol asupra porții noastre. Adi Bălan coborât foarte mult pentru minge. A rămas în posesie, dar mingea e la margine, repusă de Finică. Foarte bine vede acolo Finică spațiu liber și trimite lui Goge. Ignat. Ignat, fundaș masiv și el, dar foarte tânăr.
dar 17 ani, 1,86 m are fotbalistul originar și el din Republica Moldova, la fel ca și Finica. Bravo! Puciu! Puciu! 10 meciuri pentru echipa secundă Rapidului și un gol reușit pentru aceasta, la fel ca și Finică, vă spuneam, veți găsi pe contul nostru de YouTube un interviu interesant. El veți afla mai multe despre cum a ajuns în România și cum a ajuns să joace pentru Rapid. Vă spuneam că vor mai urma încă două partide amicale pentru Rapid în această perioadă de cantonament. Adversarii nu au fost încă stabiliți, dar cu siguranță în momentul în care vor fi parafate acele partide și adversarii vor fi stabiliți, îi veți afla prin intermediul paginii noastre de Facebook. Noi ne îndreptăm acum către finalul partidei, mai puțin de 10 minute, până la fluierul de final. Conducem în continuare cu 1-0 prin golul reușit de Ursu în începutul primei reprize. Repriză în care poarta noastră, apărată de Horatiu Moldovan, a fost pusă cu adevărat în pericol doar o singură dată printr-un șut de la distanță. Mingea a lovit atunci doar bara transversală. Nastos, mai departe. Finica foarte sigur. Foarte sigur în această repriză secundă. Va fi o luptă interesantă pentru acest post de fundaș stânga între Finica și Luca Florica. Concurența naște performanță de cele mai multe ori, așa că nu putem decât să ne bucurăm că avem fotbaliști buni în formă pe aceleași posturi. Filip o pasă în adâncime, în banda dreaptă, o minge întoarsă la marginea careului. Dar din nou fotbaliștii noștri sunt atenți, o mică bulbuială, rămâne mingea în posesia Universității Cluj, dar este îndepărtată de care și cum noi trimite în marginea terenului. A fost o mică neatenție a fundașilor noștri care putea să se soldeze cu un deznodământ mai puțin fericit, cu o centrare în care respinge Nastos. Finică n-a reușit să respingă mingea din nou în careu și cred că este aud de poartă. Da. Câteva momente de neconcentrare, să spunem, inevitabile parcă în această perioadă, odată cu venirea jocurilor oficiale și concentrarea jucătorilor va crește și sperăm că vom vedea decât momente în care fotbaliștii vor fi în inspirație maximă. Rămâne cu noroc Filip în posesie. De câteva minute Universitatea Cluj are mingea și încearcă să pună în pericol poarta noastră, fără succes deocamdată, și așa sperăm că va rămâne situația până la finalul partidei, care se apropie cu pași repezi. Un corner acum pentru Ardelen. Mult mai puține cornere în această repriză secundă față de prima, când Universitatea Cluj a beneficiat de multe faze fixe, lovituri libere și cornere. Minge trimisă în careu, respinsă foarte bine în apropierea primei blări, o minge trimisă rapid în față de Florica către Pănoiul. Pănoiul se luptă pentru minge, foarte bine, foarte bine. Păcat că n-a reușit să rămână în posesie, dar în același timp nici nu a lăsat mingea adversarilor. Yes,
4 minute până la finalul celor 90 din această partidă. Nu cred că vom vedea minute de prelungire, poate unul. E până la urmă o partidă de verificare de care ne bucurăm că am putut avea parte și noi suporterii și cu siguranță și cei doi antrenori. Vă reamintesc, partida a stat sub semnul întrebării minute bune, programată inițial pe terenul de la Buftea, mutată mai apoi aici pe stadionul din Coresi și începută cu două ore mai târziu decât ora programată inițial datorită, din cauza vremii. Terenul a fost dezăvezit chiar și de antrenorul celor de la Universitatea Cluj. A fost câteva momente inedite. Minge în marginea careului nostru. Foarte bine era reșelit, atunează, minge în banda stângă. Finică nu-i dă spațiu adversarului și bine face. L-a lăsat să se centreze. Luca Florică, depășit ușor. Insistă Ardeleni. Insistă, dar nu au spații să pătrundă. Minge în lateral și foarte bine blochează aici Finică centrarea. Au nouă centrare și iese foarte bine Modovan. Foarte sigur. Horați Modovan în această repriză secundă, la fel ca și Virgil Drăghia, care în prima repriză a avut câteva intervenții foarte, foarte bune. Fără ele, altfel ar fi arătată tabela în acest moment. Spuneam de faptul că fundașii, că avem concurență bună pe postul de fundaș stânga, avem concurență bună și la portar. Virgil Drăghia, Horațiu Moldovan. Sunt doi portari cu experiență și care dau siguranță. Unul din ultimele atacuri ale Universității Cluj din această partidă. Iese curajos aici Moldovan. S-a cerut offside, dar nu s-a ridicat fanelul de la margine. Moldovan însă extrem de atent a venit și a respins mingea în out. Filip. Multe atacuri aici în banda dreaptă, atacului Ardelenilor. Din nou Filip, cel pe la care se pare că trec majoritatea mingilor. Fotbalist cu mare experiență. Unul din fotbaliști cu mare experiență aflat în lotul celor de la Universitatea Cluj. Am intrat deja în ultimul minut al acestei partide. Vom auzi probabil curând ultimul fluier al arbitrului. Nu este acesta, pentru că aici o minge a ieșit în afara terenului. E probabil o ultimă șansă pentru ca Universitatea Cluj să încerce să pună în pericol poarta noastră. Să sperăm că fără succes. Minge înaltă. E atent din nou Horațiu Moldovan și prinde mingea cu mare siguranță, așa cum a făcut-o de fiecare dată în această repriză secundă. Nu mai e momentul să construim cu fundașii. E final de meci, avem 1-0. Niciun risc nu mai trebuie asumat. Degajează lung Moldovan, mingea a ajuns pentru moment în posesia Ardelinilor, care nu reușesc însă să rămână în posesie și Finică va repune de la margine. Reamintesc, un asist pentru Finică astăzi, chiar dintr-un out. Lupta pentru minge în marginea terenului. Câștigătorii sunt fotbaliștii echipați în Vișiniu. Adi Bolan a încercat un artificiu mai complicat. Grăbește Muțiu jocul. Pressing bun, pressing foarte bun al fotbaliștilor noștri și atacul Ardelenilor este blocat.
așa cum s-a întâmplat de aproape fiecare dată în această repriză secundă. O intrare dură a lui Emanuel Ernest, care își cere scuze, vede însă cartonașul galben. V-am spus, Ernest nu se ferește să pună piciorul tare. Nu se ferește să intre mai puternic la minge atunci când simte că este cazul. I-a făcut semn arbitrului capul sumărul, dar decizia rămâne aceeași. Fault și cartonaș galben. Suntem probabil în fața ultimei faze a acestei partide. L-am văzut pe arbitru uitându-se la ceas. Va lăsa probabil să se execute această lovitură liberă. Mingea va fi trimisă înspre careu, chiar de portarul Mățiu. Minge înaltă, respinge Ernest, impresionant de acolo. Notă bună pentru atacantul liberian astăzi. Foarte, foarte bună implicarea sa în joc. Minge în careu, respinsă foarte bine de Ignat. Și Ignat a avut 45 de minute sigure. Aici ține pe pieptul dintre adversari și mingea este trimisă pe lângă poartă pentru repunerea lui Horațiu Moldovan. Pregătim să auzim ultimul fluier al acestei partide. Câștigate, spun acum, foarte probabil de Rapid, 1-0 prin golul reușit de Adrian Ursu. Iată, final, a treia victorie din trei partide amicale pentru echipa antrenată de Nicolae Grigore. Un meci bun de fotbaliști, de fotbaliști Rapidului, un meci bun făcut de fotbaliști Rapidului. Două reprize cu două echipe diferite, din care cu siguranță antrenorul nostru are multe concluzii de tras, multe aspecte pozitive și multe lucruri de îmbunătățit. Noi vă mulțumim pentru atenție și ne revedem cu prima ocazie. Rămâneți conectați la conturile noastre de social media. Excelent! Ne-am descurcat! Da, a ieșit Daniel. Știi ce ai făcut? Gata? Da. Auzi, Daniel! Daniel, mulțumim potească! S-a făcut azi! Daniel, interviurile le faci prin... Vai, ce neseură mare! Mersi mult! Am băgat cartul. Da. Este groaznic. Asta? Asta? Nu uitați să vă mulțumesc! Aici? Da, aia trebuie. La bune, ce mai trebuie? Bă, nu-ți spune cât ai lovit! De cât ai mai băgat? Dar n-ai vrut să-l vezi, ne-a zis Alex înainte că te calcă, dar asta ai jucat cu repriză înainte. Că nu trebuie. Da, am închis. Da, hai că m-am făcut de strâns acum.